Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem aici un silver chest. Hai să vedem, 1137 de gold, 2 hog rider și 17 beți. Bun, mai avem aici un golden chest. Hai să vedem ce ne aduce. Avem 575 de gold, Skeleton Dragons, mai avem Valkyra, Barbarians și Royal Hogs. Bun. Mai avem aici în tire un Crown Chest. Da, hai să vedem. Avem 1074 de gold, 3 gemuri, mai avem Flying Machine, Skeletons și Hell Spirit. Da, și un P.E.K.K.A. mare. Bun. Da, și ultimul chest pe care îl vom deschide este acest Giant Chest. Hai să vedem ce ne aducem. Avem 2961 de gold, un P.E.K.K.A. mare, Battle Healer, avem Elixir Golem, Skeleton Barrel și cam atât. 1000 de Star Points am strâns aici. Și cred că mai avem și în shop, ne-am luat deja reward-ul. Avem aici 1500 de gold. Bun, băi, vom continua cu meciurile din War. Vedem că deja cei de la Tomorrowland au reușit să ajungă la linia de finish și noi ne vom mulțumi din nou cu locul 2. Bun. Da, avem... trebuie să ne adăugăm o defense din nou. Da, o să folosesc aceleași... Nu? Save. Destul de dubios. Bun. Băi, hai să începem cu un match la duel. O să începem cu deck-ul nostru clasic, pentru că vreau să începem cu o victorie. Cred că e mai ușor să încep cu o victorie și apoi în următoarele două meciuri să mai obțin încă una. Nu știu. Vom vedea. Hai să vedem cum va decurge această partidă. Bun. Cred că începem cu arcașele din spate. Da. Spune aici Valkyra. Și probabil vom trimite hog-ul. Puteam să prind ambele trupe cu frizul. Din păcate am făcut o mică greșeală aici. Ok, hai să nu ne luăm... Da, ne-am luat de la acel prinț. Ok. Da, și voi pune arcașele în fața turnului. Băi, și prințul ăsta dă destul de mult damage. Probabil ne vom face și noi un deck cu prinț. Vă spuneam și în episodul trecut, sau acum două episoade, că... Băi, deck-ul ăsta prinț, Dark Prinț, prinde foarte bine în ultima vreme. Și cred că îl vom folosi și noi. Cel puțin la War, unde suntem obligați să avem deck-uri diferite. Da, nu merita freeze-ul acolo. Spunem aici o Tesla. Trimitem un mini P.E.K.K.A. Da, o să pun arcașele în față, dar probabil va da un Eros. Dăm aici o rachetă. Okay.
trimitem din nou un rând de arcașe cu mini PK. Sper să se ducă pe Tesla. Ok. Hai să trimitem acum și Hogul. Ah, din păcate a pus acel Inferno. Să trimitem arcașele. Vom pune și mini PK. Oh, se pare că e foarte sigur de victorie. În moment ce a dat, da, Acelerus. Bun. Băi, vom continua cu deck-ul numărul 2. Hai să vedem. Poate avem mai mult noroc de data aceasta. Să începem cu Furnace-ul. Golemul vom pune pe final. Am pus aici și Baby Dragon-ul. Da, și vedem deja că nu mai are cărți maxate. Ok, reușește să rămână fără hit pe turn. Dar nu va mai dura mult acest lucru. Mai punem un Furnace aici. Așa, aș vrea să pun Baby Dragon-ul. Excelent, rămânem în viață cu Flying Machine-ul. Îi scoatem acolo Cannon-ul. Și, ei da, acum vine un push puternic pe turnul din dreapta. Da, pe care îl lovim mai bine de jumate din viață. Punem aici un Darth Goblin. Și o să trimitem Zepis în față. Oricum, cred că îi scoatem cu Fireball acel. Acea muschetiră. Bun. Am dat jos turnul din dreapta. Băi, și surprinzător. Avem turnurile neatinse de damage. O să ne apărăm în continuare pe partea dreaptă, pentru că văd că tot încearcă pe partea asta. Punem Flying Machine-ul. Trimitem și Bandita aici. Bun, și în momentul în care vom pune Golemul, ar trebui să tancheze acolo trupele. Punem și un Zepis. Da, și mai sunt 30 de secunde din acest match, care îl vom câștiga cu 2 sau poate chiar 3. Hai să vedem. Și cam greu să reușim cu 3 crown-uri. Da, obținem 3 crown în această partidă. Bun, și vom da ultimul match cu al treilea deck. Ok, o să începem cu Ice Golem-ul. Începem cu o carte ieftină. Vedem cu ce va începe el. Ok. Magic Archer de level 11. Băi, asta pare destul de bine. Mai are acolo Bandita și... Ok, ajungem pe turn cu... Da, a reușit să ne lovească și el un pic turnurile. De fapt, turnul din dreapta. O să punem un Goblin Cage aici. Am putea, de fapt, chiar... aici și hai mai degrabă să jucăm așa.
Bun, trimitem balonul. Băi, și ar trebui să ajungă pe turn acel balon. Cel puțin două hituri mă aștept să reușim. E bine că am scăpat și de Electro, da, pentru că putem să folosim Tesla pentru acel, nu, Inferno Tower-ul pentru acel peca mare. Da, din păcate acest deck nu are un spell, dar uitați că am reușit să dobărăm turnul. Și trebuie să mai rezistăm circa un minut. Bun, trimitem un muschetir aici. Dar aș vrea să profităm să luăm trick round, dacă tot avem așa un parcurs bun de... Trimitem aici și balonul. O să punem din nou o muschetiră. Și... să vedem. Da, scăpăm de... de acel peca mare care ne putea face ceva probleme. Da, și în rest ar trebui să fim ok. Da, băi, norocul nostru a fost că a avut cărți destul de mici. În afară de primul deck, restul au fost cam slăbuțe. Da, mai trimitem aici balonul, deși nu cred că vom mai... da, era timpul dus. Bun, avem prima victorie din duel. Cred că de la începutul war-ului n-am reușit niciodată să obținem o victorie în duel. Bun, și ne-a mai rămas un deck. Hai să donăm. Cu care vom da un match de 1v1. Și hai să trimitem Knight-ul. Ok, are un Witch acolo. Vom pune Better Healer-ul plus Firecracker-ul. Așa, aș vrea să trimitem și Minions. Da, pentru acel Electro Dragon. Cum Knight-ul în fața Wizard-ului. Sper să reușim câteva hituri pe turn, dar n-avem nicio șansă. A avut Valkyra. Da, din păcate, targetează turnul acel Flying Machine. Ok, trimitem acum... Bun. Da, vom strânge trupe pe acel giant. Începând cu Battle Healer-ul. Da, cred că o să mai punem și Wizard-ul plus Elite Barbari. Ah, era bună o Valkyra aici. Dar vom folosi Knight-ul pentru... și vom trimite Elite Barbarii, dar nu reușim în fața healerului. Aici va pune probabil Valkyra. Bun. Mi-ar fi ajutat dacă ar fi targetat unul dintre eliți. A, și rămânem, da, din păcate ne scoate. Hai să vedem cum rezistăm acestui atac. Ok. Să punem Knight-ul. Da, din păcate ne scoate turnul din dreapta. Ok.
Okay, și vom trimite aici Elite Barbari plus healer-ul. Și nu reușim să ne apropiem de tur. Punem Knight în fața. Ok, scăpăm acolo de inferno, dar continuare turnul rămâne destul de multă viață. Vom trimite Royal Hogs. Și targetează Flying Machine-ul pe Tun, din păcate. Destul de greu că vom obține victoria, dar hai să încercăm totuși. Da, din păcate pierdem acest meci. Oricum, ar trebui să primim ceva badge-uri. Avem 104 plus 1000 de gold. Da, și mai avansăm un pic în acest war. Oricum, locul 2 este asigurat. Nu avem de ce să ne facem probleme. Bun. Cam atât cu episodul de azi, sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!